mesaj la fel de puternic și în 2022 și în iarna asta, toată iarna împreună de la Stigma. Ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program este susținut de Kaufland. Pentru o carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro. Am zis toată iarna împreună, nu toată iarna la muncă. Salut, Magor, bine ai revenit alături de noi. Bine te-am găsit. Ce facem cu odihna asta? Înțeleg că este foarte, foarte important în activitatea noastră zilnică, să spun așa. Am vorbit acum două săptămâni despre burnout și spuneam că 3 din 4 români au trecut în ultimii 5 ani cel puțin printr-un episod de burnout. Și e foarte greu să înțeleg de ce nu ne uităm în organizații la fel de serios la odihnă cum ne uităm și la muncă, pentru că dacă să fac o analogie, dacă ne uităm la sportul profesionist, majoritatea antrenorilor spun și la sporturile de echipă, dar și la cele individuale, că odihna face parte din antrenament. Asta îmi spunea mie antrenorul de atletism. Asta înseamnă că tu nu ai cum să dai performanță, tu nu ai cum să fii eficient în fiecare zi când vii la muncă, dacă nu există și timp de regenerare. Dar și avem, avem acele zile de concediu legale și obligatorii până la urmă. Păi aici sunt mai multe lucruri. Sunt zilele de concediu, dar înseamnă și cât de echilibrat reușim să ținem zilele noastre în mod frecvent. Pentru că nu este de ajuns ca să avem 5 zile sau 7 zile de deconectare. Și exact, dacă mă uit la această perioadă și când vorbesc cu organizații, companii, oameni, ceea ce observ este că suntem mult mai aglomerați ca de obicei. Adică încercăm să facem toate acele lucruri pe care nu o să avem timp să facem în următoarele 7 zile sau 10 zile sau fiecare cât o să-și ia răgaz în această perioadă, iar asta generează ca noi să compromitem perioada care urmează, perioada de odihnă, pentru că o să plecăm foarte, foarte stresați, o să avem nevoie de 2, 3, 4 zile doar ca să intrăm în mindset-ul de concediu și din acel moment este foarte greu să revenim și să intrăm odihniți în anul nou și știm cum este. În ianuarie avem o scurtă perioadă de grație, iar după aceea iarăși împingem pedala de gaz până la Odea. E într-adevăr o perioadă foarte aglomerată, această perioadă de final de an, și mai vin și sărbătorile, pentru că și acestea reprezintă un stres la nivel psihic așa suplimentar, aglomerația de sărbători, căutăm cadouri pentru cei dragi și așa mai departe. Bun, ce e de făcut atunci? Să ne împărțim mai bine zilele de concediu pe parcursul unui an, să ne organizăm mai bine activitatea la serviciu pentru a nu se mai aglomera această perioadă de final de an? Mi se pare că putem să învățăm foarte mult de la atleții profesioniști, cum spuneam. E foarte important să înțelegem, mai ales dacă suntem în zona de management, în zona de leadership, dacă suntem în zona de organizație, că nu este de ajuns ca să ne uităm la ce fac oamenii când sunt la muncă, ci trebuie să ne gândim cât timp le acordăm ca să-și revină, ca să aibă timp pentru ei. Și somnul nu este timp liber, adică pe lângă somn mai au nevoie de timp liber pentru conexiune, pentru a mai citi, a mai învăța anumite lucruri sau pur și simplu pentru relaxare. Și atunci e foarte important ca să adăm sau să considerăm odihna la fel de importantă cum considerăm performanța. Timp liber, când spui timp liber, te referi la timpul liber zilnic sau la mai mult timp liber la sfârșit de săptămână, de exemplu? Mă refer și la timpul liber zilnic, pentru că asta e până la urmă o chestiune de perspectivă. Dacă ne uităm la odihnă ca o parte din performanță, o să înțelegem că este foarte important ca atât zilnic să oferim destul spațiu, cât și în perioada asta care o să urmeze foarte curând. Și atunci putem să ne uităm, de exemplu, în această perioadă, tendința este să ne supraîncărcăm, adică să luăm mult mai multe sarcini, să încercăm să rezolvăm mult mai multe lucruri pe care le-am face în mod normal. Însă dacă vrem o tranziție cât de cât ok spre odihnă, ar trebui să lăsăm mai moale în perioada asta, adică ar trebui să ne uităm. Și aici avem nevoie și de design organizațional, adică și de înțelegere din partea organizației, dar în același timp și noi să fim foarte conștienți că avem nevoie de odihnă ca să putem să ne regenerăm pentru anul care vine. Și atunci, asta mi se pare absolut crucial, să ne uităm foarte mult la partea de odihnă și să ne dăm seama că în momentul în care sacrificăm somnul nostru, energia noastră pentru a merge după performanță, o să pierdem foarte mult sens și foarte multă înțelegere. Pentru că știm foarte bine, cu cât suntem mai obosiți în procesele noastre de muncă, cu atât suntem mai puțin eficienți, cu atât înțelegem mai puțin ce avem de făcut și cu atât are mai puțin sens ceea ce facem în fiecare zi. Poate ar fi bine să ne spună cineva cum să ne odihnim, că așa cum spuneai tu ceva mai devreme, nu e vorba numai despre somn.
trebuie să găsim rețeta aia de odihnă, adică să te relaxezi, să faci ceva care te relaxează cu adevărat, să te deconectezi, nu știu, să faci orice altceva. Acum câțiva ani am fost dus la un seminar la Viena, era ceva la un nivel foarte înalt, unde se vorbea doar despre odihnă. Și eu cu mentalitatea mea asta de efort, de muncă, de overwork, efectiv mă uitam la ei și ziceam, ce prostie, cum adică să vorbim despre odihnă? Și din păcate, cumva, perfecționismul ăsta este în cultura noastră. Noi considerăm că trebuie să fim tot timpul capabili de suferință, tot timpul capabili să dăm cât mai mult. Sacrificiul, și nu ne gândim că e nevoie totuși să și revenim, adică să fim atenți și la noi. Și tocmai acest mindset ar trebui să schimbăm. Și dacă aș putea să dau un sfat de exemplu ce să facem, să încercăm să ne deconectăm. Asta înseamnă să ne uităm cât mai puțin la mail-uri, asta înseamnă să ne uităm cât mai puțin la telefon, dar este și din partea cealaltă foarte valabilă. Organizațiile ar trebui să seteze niște reguli ca în această perioadă stresul pe oameni să fie cât mai mic. Și există, de exemplu, în Germania, în Franța, în alte țări deja inițiative unde sunt companii care blochează serverul după ora 5, tocmai ca oamenii să nu pot să mai recepționeze mail-uri și task-uri și alte lucruri. Pentru că ce înseamnă asta până la urmă pentru organizație? Înseamnă angajați odihniți, asta înseamnă productivitate atunci când se întorc angajații la muncă și asta înseamnă profit și așa mai departe. Iarăși, ca să vin cu o analogie din sport, tot timpul spunea antrenorul meu, cu cât tragi mai tare la început, cu atât o să pierzi mai mult la sfârșit și niciodată nu se compensează. E exact așa și cu munca. Trebuie să dozezi efortul pe parcurs. Dacă avem impresia că o să câștigăm ceva acum stând 10-12 ore la birou încercând să rezolvăm foarte multe lucruri, o să fim mai ineficienți și la finalul zilei per total o să pierdem atât din nivelul de energie, cât și din nivelul de performanță. Te invit la odihnă, Magor, și ne reîntâlnim la anul să te odihnești și să ne aduci la cum lucrăm din nou Sfaturi Bune. Noul sezon care va începe pe 9 ianuarie, ne întâlnim tot aici la ora 16 și 30 de minute pe drum cu prioritate. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și la mulți ani tuturor!